Rupturi între Franța și SUA. Emmanuel Macron a lansat cele mai dure acuzatorii la adresa americanilor, ne supun la cele mai mari riscuri, decid ei pentru noi. Președintele francez Emmanuel Macron l-a criticat indirect joi pe omologul său american Donald Trump, afirmând că acesta din urmă vrea să decidă comportamentul europenilor, în urma retragerii Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul, relatează AFP. Dacă accept mece alte mari puteri, inclusiv aliaci, inclusiv prieteni în cele mai grele momente din istoria noastră, s-au pus în situația de a decide pentru diplomația noastră, securitatea noastră, uneori supunându-ne la cele mai mari riscuri, atunci noi nu mai suntem suverani, a declarat Emmanuel Macron, în cadrul unei ceremonii la Aachen, în Germania, primind prestigiosul premiu european Charles Magne. Am făcut alegerea de a construi pacea, sublinierea stabilitatea în Orientul Mijlociu. Alte puteri, suverane ca sublinierea noi, au decis să nu sublinierea respecte cuvântul. Ar trebui să renunțăm la alegerile noastre, a întrebat el. Afirmații care, fără a-l numi, îl vizează pe președintele american Donald Trump, cu care Emmanuel Macron a manifestat înțelegere sublinierei apropiere personală în timpul recentei sale selectorii la Washington. Donald Trump a anunțat marci retragerea țării sale din acordul nuclear iranian semnat la Viena în iulie 2015, prin care Iranul a fost de acord să, sublinierei, reduc programul nuclear în schimbul ridicării parțiale a sancțiunilor internaționale, scrie Ager Press. Să nu fim slabi, să nu suferim, a afirmat subliniere-ful statului francez, care a pledat pentru o suveranitate europeană. Care trebuie să ne determine să facem din Europa o putere geopolitic, economic, climatic, alimentar, diplomatic, scrie Ager Press. Condiția posibilității acestei suveranități este aceea de a refuza ca alții să decidă în locul nostru, a mai spus Macron.